La circa 29 de kilometri de municipiul Roman, în comuna Văleni, preotul satului a amenajat o micuță grădină zoologică în curtea casei parohiale. Aici, în apropierea pădurii, peisajul se îmbină armonios cu falnicul turn al bisericii monument istoric. Părintele George Oatu este pasionat de natură, de parohia pe care o slujește deja de un deceniu și jumătate. Ideea înființării unei grădini cu păsări exotice a luat viață atunci când a ajuns în comunitate, inspirat fiind de frumusețe locului. Cea mai mare provocare a fost aceea de a crește struți, păsări la care a renunțat, însă nu definitiv. Dacă resursele ar fi unele consistente, ideea ar putea fi extinsă în viitor. Totul pentru comunitate. Inițiativa a pornit în urmă cu 15 ani când am venit în parohie și am fost impresionat de aceste locuri. Un sat departe de oraș, cu multă liniște și am început să mă îndrăgostesc de păsările exotice, de păuni special. Cu păuni am început și am continuat mai apoi cu fazani, cu struții, cu cerbii carpatini și am ajuns astăzi să am o adevărată fermă de animale și păsări exotice care încântă sufletul. Nu a fost deloc greu, pentru că atunci când iubești ceva, e o pasiune, totul vine de la sine. Am făcut diverse schimburi cu alți crescători, am mai mulțit din ele și astfel am ajuns să am atâtea exemplare. De altfel, ele s-au adaptat foarte bine în aceste locuri, pentru că este o zonă, cum vă spuneam, liniștită, fără trafic, fără poluare și este și imediat apropiarea a bisericii și este atât de frumos pentru că am început să combin așa viața religioasă și cu frumosul acesta care îl creează o fermă. De foarte multe ori credincioșii vin și vizitează pe lângă biserică și casa parohială cu păsările pe care vi le-am descris și sunt foarte încântați. Îi primiți pe toți cu drag și cu mâinile larg deschise. Este o adevărată oază de frumusețe și de liniște. Câte exemplare din fiecare specie dețineți în acest moment? Am în jur de 100 de păuni în momentul de față. 4 cerbi carpatini, vreo 10 fazani, găini moțate, vreo 10 și numărul poate fi și mai mare. Ați renunțat la struți între timp, să înțelegem? La struți am renunțat, dar e posibil să mai iau o pereche de pui, pentru că sunt și ele niște păsări deosebite și chiar încadrează bine cu ceea ce am eu aici. Ce specie v-a fost cea mai greu de crescut? Struții? După care mai sunt și altele? Struții, da, nu știam mai nimic despre struți, pentru că eu începusem cu păunii, dar am învățat de pe internet, de pe alți crescători, cum se procedează și m-am descurcat destul de bine. Ce ne puteți spune despre, nu știu, păsări deosebite pe care le dețineți dumneavoastră? Da, printre păsările deosebite pe care le am în fermă, cred că cei mai frumoși sunt păunii arlechin, cei care au o combinație, un penaj foarte frumos între albastru și alb. Sunt tot felul de combinații care sunt chiar unicat. Și ei sunt cei mai dragi și, bineînțeles, și cervii sunt frumoși și fazane au niște culori extraordinar de frumoase. Toți sunt frumoși pentru că sunt creația lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se arată oamenilor și prin creația lui, de altfel. Și în felul acesta putem să vedem cât de priceput este Dumnezeu în creația sa. Cum privesc localnicii? Cum privește comunitatea această realizare a dumneavoastră? Vă solicită, nu știu, ajutorul să afle mai multe despre aceste păsări? Vă solicită să vină în vizită? Da, ei vin de multe ori în vizită cu copiilor la biserică, pentru că copiii sunt cei care rezonează cel mai bine cu ceea ce am eu aici și găsesc un bun prilej de a merge și la biserică și mai apoi să viziteze și casa parohială cu păsările pe care le am și stăm de vorbă, socializăm, ne jucăm. Într-un fel, creăm o atmosferă vie într-o comunitate care, vă spuneam, că este din ce în ce mai îmbătrânită. Am încercat să-i atrag cu aceste lucruri să vină mai aproape de biserică, mai aproape de Dumnezeu. Credeți că v-ar ajuta un proiect solid care să susțină și mai mult această idee? Ați căutat resurse, ați căutat astfel de proiecte care să, nu știu, extindă și mai mult această microfermă? Cu siguranță ar fi niște idei, numai că, din păcate, timpul pe care l-am nu mi-permite să mă ocup mai mult, atât pot în momentul de față,
dacă altcineva ar putea să ia o inițiativă, să facă în zonă ceva asemănător, ar fi să se ocupe numai de acest lucru, ar fi extraordinar, pentru că ar fi încă un punct de atracție, pe lângă multele care le avem aici în Vălen. Biserica veche de 500 de ani, parcul dendrologic, conacul, pădurile din jur și așa mai departe. Ar întregi cumva frumosul din comuna noastră. Acest tablou frumos conturat, cu adevărat. Da. Bun, pentru cei care ne privesc, dacă doriți un mesaj de încheiere, nu știu, îi așteptați, îi primiți oricând, sunteți deschis să primiți și oameni din alte părți. Da, eu îi aștept cu drag pe toți cei care vor să calce pragul comunei noastre, să viziteze obiectivele pe care vi le-am descris și nu numai, pentru că avem o țară frumoasă, o țară care nu este suficient vizitată. De multe ori vrem să călătorim în afară, să vedem țări noi, dar nu ne cunoaștem țara noastră. Și zona în care mă aflu eu aici este o zonă interesantă care promite și care are un potențial uriaș turistic.